Vă salut, oameni buni! Bine ați venit la un nou video de aici din atelier. Așa cum vă spuneam în videourile care le-am pus, când trec la o altă etapă, am să vă filmez ceea ce fac. Acum am trecut la încheiatura ramelor pentru nuclei. Am aici, după cum vedeți, leațul de sus. Vi le-am arătat cu aceste canale. Pe acest canal vine fagurile și pe aceste canale vin băgate lateralele astea, șipculița asta. La șipculița asta din lemn am încercat și pe MDF și nu mai știu ce am încercat. Am mai avut și un Tego. Cel mai bine merge pe lemn. MDF-ul roade. M-am trezit cu lateralele astea roase pentru că ele, dacă sunt prea suprapopulate, încearcă să se extindă și dacă poate să-l roade, îl roade. Așa șipcile astea nu le roade. Da, am zis să vă filmez, să vă arăt, dar haideți să mergem și până afară, să vedeți cum este vremea la mine. Astăzi suntem în 16 ianuarie. Sunt în jur de 7-8 grade, bate puțin vântul, dar nu foarte tare. Și am luat capacul ăsta după stupul ăsta merde aici. El este în ghem. Încă n-au ieșit. Nu mai e o muscă. E o muscă pe aici. Dar ele n-au ieșit. L-am văzut o folie. Ha? Ia uite-le. Uitați-le cum stau. Să le spunem că este cald afară. Să iasă și ele la un zbor așa de... Da, încă nu degajă temperatură. Mâncare se vede pe aici, mierea căpăcită. Aici are miere căpăcită. Albina e de aici până în capăt. Chiar aș scoate o ramă acum, dar nu sunt așa, sunt amorțite și nici nu am daltă la mine. Uitați-le cum sunt, deci abia se mișcă. Hai, fetelor, ieșiți și voi la un zbor așa. E cald afară. Ia să le ascund. Gata, le-am acoperit, le-am închis. Și acum să mergem în atelier să ne apucăm de treabă. Adică să mă apuc de treabă. Nu-mi vine să stau, chiar dacă e azi e duminică. Mă duc și mai fac câteva rame acolo. Niște rame, niște hrănitoare. Am să încerc ca în video de astăzi să vă arăt și un hrănitor, cum îl confecționez. Bine, ele sunt pregătite aici. Vedeți, materialul este pregătit. Dar să vă arăt cum îl închei. Bun. Am fixat camera pe acolo. Și acum iau aracet. Și pun niște aracet aici în canalul ăsta. Pentru că nu mai este foarte mult aracet. Îi pun dopul și îl las așa. Ca să stea, să vină aracet tot timpul acolo în vârf. Și acum, ca să vă pun eu să vă arăt, deci am pus aracet picăturile astea pe canal. Șipca, pasta cu pori, pe o parte e mai poroasă, pe o parte e mai fină. Pe partea asta fină o pun în exterior.
Vedeți, intră foarte fest acolo. Iar pe cea cu pori o pun la interior, pentru că se agață cu clăditul fagărului, se agață mult mai bine de șipcuța asta dacă are porește. Știu cum să țin eu ca să vadă mai ok. Cred că așa. Deci mă uit la ea acum să fie cât de cât în 90 de grade, dar ea intrând foarte fest aici și fiind tăietura la 90 de grade, intră perfect, adică nu trebuie să mai jonglez eu din... Vedeți că pot să mai jonglez puțin din speteaza asta. Și le pun așa și le așez. Le așez bine, astea sunt încheiate de ieri, astea sunt uscate. S-au fixat foarte bine. O să le iau să le pun într-o cutie. Bun. Și continui. Vedeți? Cât o picătură de aracete îi pun acolo. Ce e bine la ramele astea, că nu necesită foarte multă manoperă cu un sârmare, cu... La asta pun decât aracetul ăsta, le-am încheiat. Trecerile astea pe ramă, canalele astea le fac multiplu, nu le fac la fiecare în parte. Poate când o să mai pregătesc, o să vă arăt și acest lucru, cum le fac la mai multe odată. Practic am un șablon unde pun toate șipcile așa și trecerea asta o fac pe asta pe lung, o fac la toată șipca, fiind de 2 metri, o fac din cap până în cap și iese așa. Iar astea le pun pe un șablon câte 10-15 bucăți și le fac această trecere, această tăietură, acest canal, le fac dintr-o bucată, la mai multe odată. Și fagurile o să vă arăt eu cum o să le prind, nu în videoul acesta, că nu am aici, nu sunt pregătit. Când o să merg la stupină, acolo o să pun fagurii pe rame. Fagurii o să-i bag pur și simplu pe canal. Am un arzător așa micuț de ăsta de voiaj, unde încălzesc, vedeți care nu intră, este mai fest așa. Îl bat puțin. Am un arzător de ăsta, un de voiaj. Încălzesc niște ceară. Am pus fagurile aici pe canal, o fagură de 10-15 mm, și iau cu o lingură ceară topită și torn pe lângă să se lipească. Da, o să vă arăt și acest aspect. Bun, ce să mai discut acum pe hanguri, pe live-uri? Am văzut că e discuția cu tratamentele astea antivaroa. Cum să facem un tratament eficient acum, în primăvară? Eu nu tratez de primăvară, n-am tratat niciodată, numai de toamnă, având și stupina pe staționar. La mine infestarea cu varroa nu e așa de mare. Nu prea am din apicultori din alte zone, ceea ce e bine. Dar dacă vrei să ai un tratament eficient de primăvară, acum știți prea bine că abia a început ponta reginele. Asta e doar părerea mea. Abia a început ponta și găsim așa un petic de puiet căpăcit. Dacă vrei să faci un tratament eficient, toate femelele de varroa se regăsesc acolo sub puietul la căpăcit. N-am inventat eu chestia asta.
Dar se poate scoate rama respectivă, ori descăpăcită și curățată, ori eliminată de tot. Cine își permite, poate să o elimine de tot, cu tot cu puietul la căpăcit, cu ce se regăsește pe ea. Observați cât de repede închei. Da, deci scoateți rama respectivă, o eliminați și ați scăpat de acei varoa care nu a căzut la tratamente. Este toate tratamentele, zic, au eficiență până la 90 și 90, 90 ceva la 100, dar dacă repetăm aceleași tratamente an de an, la anumite substanțe mai capătă și un pic de rezistență acarianul ăsta și vă dați seama că mai scapă varoa. Și dacă ți-au scăpat 10 femele de varoa, de fapt sunt numai femele pe timpul ăsta, masculii rămân doar în celulă. Faci un tratament 100%. Adică dacă mai scăpați 10 femele, le-ai regăsit acolo, sub puietul la căpăcit. Dar are o eficiență doar pe atunci, pe moment. Pentru că dacă mai aveți stupine în apropiere și apicultorul respectiv nu face aceeași lucrare ca și tine, se reinfestează din nou cu acarieni când încep să ducă la apă primăvara. Acolo se întâlnesc albine din mai multe stupine și se reinfestează de la familiile care sunt infestate mai tare, automat sunt albine hoațe care mai vin prin stupi și acele aduc varoa. Când începe să circule trântorii circulă din stup în stup, mai aduc și ei ceva varoa și uite așa se reinfestează familia. Dar având o strategie bună de tratare, mulți tratează după salcâm, eu tratez după floarea soarelui. Am încercat anul ăsta să tratez și eu în vară cu OxyStrip, dar l-am găsit ineficient. Nu. Deci când am făcut primul tratament, mi-au căzut destul de mulți păduchi și am considerat că tratamentul a fost inutil, cel cu OxyStrip. Asta ca să fac un tratament cu ramele de magazie, că eu nu tratez atât timp cât am magaziile cu rame de miere deasupra, nu tratez. Vreau să mănânc o miere de calitate și vreau să ofer clienților mei o miere de calitate. Cu riscul de a mă infesta cu varoa foarte tare. Dar prefer așa. Eu dacă stropesc, de exemplu, dacă stropesc un pom, eu din pomul ăla nu mai mănânc fructe. Am o conștiință că l-am stropit. N-am studiat să văd ce remanență va avea substanța pe acel pom și mi este teamă să mai mănânc din acel măr. Am avut un măr care a fost infestat cu păduchi la cel alunos și e cam greu să scap de el. Și am fost la o fitofarmacie de asta și mi-a dat un mix așa de otrăvuri de-astea
L-am stropit și, într-adevăr, o perioadă bună de timp a scăpat de, adică nu se mai vedea puful ăla pe crenguțe, dar în toamnă a reapărut. Deci așa ușor a reapărut. Și vreau să spun că a făcut mărul la vreo 15-12 mere frumoase, că vă dați seama, dacă a fost stropit, nu prea a fost afectat așa de dăunători. Dar vreau să spun că n-am gustat niciun măr din el. Le-am cules, le-am ținut într-o ladă și mi-a fost teamă să mă ating de ele. Așa că ieri le-am pus în roabă la gunoi și le-am aruncat. Așa și cu tratamentele astea în stup. Deci eu, dacă mă știu că fac tratamente cu substanțe de astea care nu le știu remanența și nu știu ce poate să facă în stup acolo, îmi este teamă să mai mănânc și eu. Și plus să le dau la oameni. Cum pot să le dau cu fel și fel de substanțe de astea nocive? Așa să procedați și voi. Aici mă refer la apicultori începători. Nu încercați să faceți tratamente cu substanțe de astea în tipul culesului. Chiar dacă vă afectează familia, dar bine, dar evitați să tratați cu substanțe de astea nocive, că nu e ok. Am mai pus aici niște leațuri de astea, să le am de mână. Observați cât de repede se încheie rămuțele astea. Inițial, când am făcut prima oară, am vrut să cumpăr din acelea de plastic, că se găsesc, gen apidee. Dar m-am stat și m-am gândit, mă zic, dar ce, eu nu pot să le fac? De ce să cumpăr din plastic? Pot să folosesc tot din lemn. Arată și mult mai bine. Mult mai sănătos așa. Da, dragilor. Asta se întâmplă cu tratamentele. Dacă, sau de exemplu, tratamentul spune 3 picături la o colonie pe 10 rame sau 4 picături, asta nu știu, că nu mai am mai tratat de mult cu varachet. Nu puneți 4, puneți 3. Dacă puneți 4, cred că și la amitrazul ăsta provoacă rezistență acariană. Din ce e mai multă substanță și acarianul nu este afectat, el provoacă o anume rezistență la acea substanță și nu o să-l mai omorâți cu substanța respectivă, doar să alternați și cu altceva, cu altceva cu care n-ați tratat. Eu am o schemă de tratament care ajung din 3 în 3 ani la această schemă. Într-un an tratez cu amitraz total. De exemplu, anul ăsta, adică 2021, am tratat numai cu amitraz prin fumigație. Anul viitor am o schemă de tratament cu flumetrină și acid oxalic prin picurare. Și anul 3 revin la amitraz, dar revin cu niște benzi în foc de contact,
nu prins irigații. Și un ultim tratament în lipsa puietului cu acid oxalic. Acidul oxalic îmi confirmă în lipsa puietului dacă tratamentele și-au făcut efectul atunci când le-am dat. Nu exagerez cu tratamentele. Îmi place să exagerez. Dacă consider că a fost eficient un anumit tratament, mai sunt și ani în care infestația cu acarie nu este așa de mare. Sunt ani mai călduroși cu caniculă, în care acarianul varoa nu prea se dezvoltă, nu-i priește temperatura. Depinde de mulți factori. Dacă restartezi o familie și iar are o pauză de puiet, acarianul ăsta varoa nu se înmulțește și automat familia de albine nu este așa de infestată. Sunt multe cauze de infestare. Mai zic că dacă m-ați auzit că am fost luat și culițele astea. Da, în rest, nu știu ce să vă mai zic. Nu m-am pregătit, nu fac alți apicultori să mă pregătesc înainte de a firma. Ce vine atunci pe moment, asta vă spun. Da, iese frumos, foarte frumos să te pregătești. Să îmi pun acum o foaie pe care dumneavoastră să nu o vedeți. Și eu să vă citesc frumos după acea foaie. Dar cred că nu vă convine acest lucru. E mai bine să fim sinceri și să vorbim din ce știm. Este un apicultor care îl admir, dar înainte de a vorbi, pune pauză să ducă să mai citească ceva. După cum ați văzut în filmulețe, nu editez filmările. Filmez și așa cum iese, așa le pun și eu pe YouTube. Vreau să fiu sincer cu voi și să vă arăt exact ce fac. Cine apreciază, apreciază. Cine nu, să fie sănătos. M-am călit puțin acum de ceva timp. Am început să mă călesc. La început mă deranja foarte tare comentariile răutăcioase. Acum nu mă mai deranjează. Fiecare are dreptul să spună ce gândește. Mai sunt și oameni invidioși. Să fie sănătoși. Eu nu le vreau rău la nimeni. Și dacă arăt ceva, arăt din ce fac eu și ce am făcut. Și ce mi-a dat rezultat. Și așa. Deci cam asta fac eu. Nu vă mai țin foarte mult. Aici închei filmul. Cum zice în Lelea Marin. Și sănătate. Vă salut!